Caracterul tău calm ascunde ambiții incredibile. Ai permanentă nevoie de sprijin și de un sentiment de fiabilitate, dar natura ta neliniștită necesită schimbări și impresivi. Îți place să experimentezi și să explorezi teritoriile până acum neatinse. Principala sarcină pentru tine este să dobândești capacitatea de a combina spiritul aventurismului cu practicabilitatea interioară a caracterului tău. Personalitate extrem de hotărâtă, odată ce ai definit un scop pentru tine însăți, nu te retragi niciodată pentru nimic. Răzvrătită, depășești toate obstacolele posibile eliminând atacul oricăror adversari, chiar și cei mai serioși. Te îndrepți în mod constant spre scopul tău. Ești condusă de o dorință copleșitoare de a-ți demonstra poziția în viață și nu este atât de ușor să te facă cineva să renunți la idealurile tale. Fiind un politician și diplomat foarte sofisticat în viața de zi cu zi, uneori dai impresia de om prudent și chiar poți fi admirată. Cu toate acestea, în procesul de comunicare cu tine devine extrem de clar că singurul compromis cu care ești de acord este cel care se va potrivi complet numai ție însăți. Tu împarți în mod voluntar promisiuni, dar mai târziu le interpretezi în felul tău. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: soliditate, sensibilitate, dragoste de natură și frumusețe, fiabilitate. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă. Astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru capacitatea de a gestiona banii, precum și de un sentiment de frumusețe. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a fi generoasă. Calmă la exterior, ești deloc ceea ce pari, pentru că sub această mască se ascunde o ambiție foarte, foarte mare. Tu ai nevoie în mod constant de o schimbare a impresiilor strălucitoare, ceea ce nu este foarte tipic pentru tauri. Desigur, ai de asemenea nevoie de fiabilitate și sprijin ferm. Tu ai o abilitate unică de a aștepta și, adesea din cauza unor astfel de tactici, adversarii tăi își pierd răbdarea. Acorzi o atenție deosebită aspectului tău și selectezi cu atenție garderoba, ca și cum ai înțelege instinctiv că prima impresie este cea mai stabilă. În continuare acestui gând, pot sublinia faptul că nu pierzi ocaziile favorabile prezentate de viață. Ești o gazdă minunată care organizează cu pricepere viața cotidiană a familiei tale. Acorzi o atenție deosebită nutriției, rutinei și curățeniei. Ești predispusă să stabilești regulile vieții de familie și aștepți ascultarea necondiționată. În acest sens, nu este ușor pentru copiii tăi, mai ales dacă nu moștenesc duritatea și încăpățânarea ta. Poți fi o prietenă excelentă, iubitoare și o mamă deosebită. Din moment ce fermitatea ta inerentă devine devotament și loialitate excepțională, tu nu conduci prin intimidare, ci preferi o abordare grijulie, inimaginabilă. Cu toate acestea,
Încăpățânarea poate avea efecte adverse. Este important să nu te iei prea în serios. Acționând din poziția de superioritate, tu riști să cauzezi antagonismul altora. Apărarea intereselor celor dezavantajați îți va aduce o mai mare satisfacție și o recunoaștere meritată. În plus, ar trebui să înveți că îngrijirea inutilă a copiilor, a prietenilor și a colegilor, atunci când au învățat deja să acționeze independent, este un balast inutil care împiedică progresul. Este important să înlături din timp povara unei responsabilități excesive. Aceste lucruri te va ajuta să dezvolți obiectivitatea psihologică necesară pentru relaxarea periodică și pentru observarea ceea ce se întâmplă pe scena vieții. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură. Ești pământeană, loială și curajoasă. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 28 aprilie soarta ta? Ai venit pe pământ cu o soartă dificilă. Ești acum forțată să lucrezi la păcatele unei vieți trecute. Pentru a fi fericită trebuie să-ți eliberezi karma. Viața ta promite să fie luminată și bogată, te așteaptă suișuri și coborâșuri, trebuie să treci prin multe încercări. Soarta îți cere foarte mult. Fără să depășești dificultățile, nu vei găsi bucurie în viață. Principalul lucru pentru tine este să treci cu încredere prin viață și să nu disperi dacă ceva nu funcționează. Viața îți trimite numai probleme pe care le poți rezolva. Nu te descuraja, problemele de viață te fac mai puternică, temperează-ți caracterul. Un viitor fericit nu este departe, dacă nu ți este frică de dificultăți și dacă te îndepărtezi de rău. Dacă este ușor pentru alte persoane să dea ceva, atunci nu se poate spune același lucru despre tine. Tu atingi succesul prin muncă grea, perseverență și diligență, încercând să demonstrezi tuturor ce poți face. Dacă îți stabilești un scop, cu siguranță vei reuși, în ciuda tuturor problemelor și dificultăților. Îți este dificil să renunți la idealurile tale, nu vei asculta pe nimeni. La prima vedere pare a fi acceptabilă și rezonabilă. De fapt, nu ești. Pentru tine, singura opinie adevărată este a ta. Tu nu te compromiți și nu-ți schimbi deciziile. Îți place să promiți, dar apoi îți interpretezi obligațiile în mod diferit și le poți refuza. Ai mare abilitate de a fi în stare să aștepți momentul potrivit. Această tactică bate adversarii, răbdarea lor se prăbușește și ei renunță. Îți urmărești cu scrupulozitate aspectul, urmezi cu claritate ultimele tendințe în modă. Nu vei pierde niciodată șansa de a arăta tot ce poți. În ciuda încercărilor date de soartă, e totul de la viață. Tu vei face tot posibilul pentru a-ți atinge dorința. Ești maximalistă. Dragoste și compatibilitate. În relații apropiate, arăți senzualitate și distracție, o mare sete de viață. Ar putea fi dificil cu tine, deoarece tu ești proprietarul, dar poți fi un partener foarte grijuliu și dedicat. Nevoia de libertate te face mai puțin dependentă de relațiile apropiate. Ești o gazdă de invidiat. Te îngrijești fericită de treburile casnice, păstrezi ordinea și curățenia, nutriția adecvată familiei sale, dar cu tine lucrurile sunt mai complicate. Poți deveni tiran. Te simți proprietară, te consideri a fi din start capul familiei, stabilești propriile reguli conform cărora este necesar să trăiască toți ceilalți. Poate fi deosebit de dificil pentru copiii tăi dacă sunt moi și sensibili emoțional. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanți ai elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur,
Îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. La lucru este imposibil să nu fii observată, te afișezi atât de clar subliniind propria ta personalitate. Ești hotărâtă și intenționată, nu îți place să renunți sau să te retragi, ești foarte încăpățânată. Confruntarea și distrugerea dușmanilor nu te sperie, știi cum să obții ceea ce dorești. Tu interpretezi cuvintele și promisiunile pe care le consideri potrivite, faci compromisuri doar care te aranjează pe deplin, nu renunți niciodată la principiile tale și nu le demonstrezi altora punctul tău de vedere. Tu acorzi multă atenție imaginii, hainelor tale, deoarece înțelegi importanța întâlnirii și prima impresie. Nu vei pierde nicio șansă de succes. Tu nu abuzezi niciodată de poziția ta, fiind de drept superioară și umană. Preferi să câștigi încrederea unei persoane și nu te grăbești să o intimidezi. Într-o echipă, te bucuri de autoritate. Ești responsabilă și disciplinată. Dacă ajungi la putere, subordonații te tratează cu respect, nu exerciți presiunile asupra angajaților. Sănătate și boli. Universul te-a înzestrat cu o constituție puternică, totuși, poți fi predispusă la boli de inimă, hipertensiune arterială. Glandele pot fi, de asemenea, clasificate ca organe vulnerabile, în special glanda tiroidă. Tot ceea ce îți este necesar este să nu-ți restrângi energia, deoarece pericolul pentru sănătate apare tocmai pe baza oprimării emoțiilor. Supraalimentarea cauzează rănii extreme, motiv pentru care ar trebui să te disciplinezi și să te opui tentațiilor. Sportul este foarte binevenit în viața ta. Utile vor fi exerciții moderate. Soarta și norocul. Așa cum am spus mai devreme, trebuie să-ți plătești datoriile karmice. Lista acestora o poți afla pe astrograma ta natală. În viața ta, există urcușuri și coborâșuri, mașinările dușmanilor, dar și sprijinul prietenilor. Dacă nu alegi calea singurătății, nu pierzi încrederea în tine însăți, vei putea să depășești toate necazurile și problemele și să ieși din cercul evenimentelor adverse cu demnitate. Trebuie să înțelegi că cel mai întunecat timp este înainte de zori și dacă nu-ți pierzi speranța și nu uiți cum să visezi, cu siguranță vei fi capabilă să devii fericită, vei avea puterea și oportunitatea pentru asta. Sfaturi pentru tine. Aroganța ar trebui evitată. Trebuie să înveți să râzi de tine însăți, pentru a nu te umfla ca și curcanii furioși. Este necesar să te gândești la caritate și la ajutorul celor care au nevoie, ceea ce va ridica cu siguranță ratingul tău în ochii colegilor și subordonaților. Încearcă să nu te mai iei în serios atât de mult. Cultivă-ți capacitatea de a te distra. Fii mai destinsă. Gândește-te cu atenție la impactul pe care l-ai asupra celorlalți prin ideile și comportamentul tău. Străduiește-te să cunoști sentimentele celorlalți și ține cont de ele. De asemenea, ar trebui să-ți restrângi dorința de a înconjura copiii adulți sau colegii cu îngrijire excesivă. Nu interfera cu ceilalți să se dezvolte și să meargă pe propriile lor căi, iar dacă vrei să avertizezi împotriva greșelilor, pur și simplu să vorbești fără a-ți impune opinia. Trebuie să înțelegi că nu ești responsabilă pentru tot ceea ce este în jur, că nu ești responsabilă pentru fericirea nimănui.
Aceste lucruri te va ajuta să fii mai obiectivă, să nu te învinuiești în zadar și să-ți salvezi nervii. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.